Spectacol total aseară la turneul de arte marțiale mixte Eagles Fighting Championship 7, care a avut loc la sala polivalentă din Chișinău. 9 din cele 12 lupte disputate în cușcă s-au încheiat înainte de limită. Marele câștigător al serii a fost moldoveanul Luca Poclit, care a obținut centura de campion în categoria de până la 77 de kilograme. Luca Poclit wins it. I think those leg kicks were a very telling part of this victory. Luca Poclit și-a adjudecat titlul după ce l-a învins într-o luptă tensionată pe un alt moldovean, Sergiu Barbaroșă, după 5 runde. Poclit a fost declarat câștigător de către arbitri. Foarte tare mă mândresc, mi-a dat tot dorința să înving această luptă. Știam și mai bine, dar l-am înjelit, practic vedeam că sunt obosit și am lucrat. N-am lucrat toată puterea. Cel mai rapid knockout de aseară l-a reușit moldoveanul Alexander Romanov, care s-a impus în fața unui sportiv din Uzbekistan în doar 2 minute. Here come the bombs! This crowd is losing their mind! Here in Chișinău! Romanov! Doing everything he can to try to end this fight! Lefts and rights continuously! Going straight down! Ну, в принципе, для этого и проходит весь тренировочный лагерь. Для того, чтобы показать настоящее шоу. Românul Bogdan Barbu a obținut o victorie spectaculoasă în fața rusului Imran Kumyshev. Luptătorul de peste Prut l-a făcut knockout pe adversar la finalul primei runde. Ooh, there's a solid shot that cracked his chin. Kumyshev's in trouble here. Goes down to the ground. He still seems cognizant, but the referee is going to go ahead and stop this thing. Meci se zic cum am așteptat. Știam că trebuie să am răbdare, să aștept, să-mi dau drumul la brațe și sigur va cădea. Și așa s-a întâmplat. La gala de aseară au mai obținut victorii moldovenii Gheorghe Lupu și Mihai Sârbu, iar Oleg Crăciun și Nicolae Scorohod au suferit înfrângeri. Din cele 12 lupte disputate în cușcă, 9 s-au încheiat înainte de limită. Sunt mulțumit în genere de show-ul de astăzi seară, Eagles 7. M-am așteptat la majoritatea luptelor să fie la limită. Lupta interesantă pentru centură, foarte tactică, e o luptă de cele mai mari promotion-uri în artele marțiale mixte. Următorul turneu MMA Eagles Fighting Championship va fi organizat de Asociația FEA anul viitor, în luna februarie.